Mai există apoi un cauciuc care se pune, ca un cumburețel autoadeziv, care se pune între pereți. Dacă ai cumva pereți aparent și nu vrei să ai aceeași punte fonică de la un perete la altul, adică pereți între două dormitoare, pereți într-un hol și dormitor, pereți între bă, dormitor și băi, repet, pentru pereții aparent, unde îi faci îmbrăcare cu gips carton, ca pe sistem cuv, adică îmbrăcat tot, atunci acolo nu trebuie pus. Dacă în perioada următoare te gândești să-ți faci o casă și îți dorești să ai control pe buget, pe timp și pe calitatea execuției casei tale și simți nevoia să interacționezi cu o comunitate de specialiști care să-ți răspundă la toate întrebările, să știi că am lansat un program de asistență pentru construcția casei tale în care am adus la oaltă mai mulți specialiști implicați în toți pașii de realizare a unei construcții cu care poți interacționa direct și de la care poți să afli informații corecte și clare pentru a avea o casă sănătoasă și a te putea bucura de ea în timp. Te poți programa la o discuție 1 la 1 cu colegii mei pentru care ai la dispoziție un link în descrierea acestui material video care te va duce la o pagină dedicată unde ai toate detaliile pe care trebuie să le parcurgi pentru a interacționa cu echipa mea. Până atunci, nu uita să te abonezi și la acest canal să știi că facem treabă bună.